Domnilor și domnilor, bună seara de la Hâncești, sunt Ion Jolbă și vă salut foarte curând. Va începe etapa a 10-a cu partida dintre Petrocub Hâncești și FC Milsami Orhei, echipele de pe primele două poziții ale clasamentului Diviziei Naționale. Până acum Milsami nu a pierdut nicio partidă în actuala stagiune, de partea cealaltă Petrocub vine la acest duel după... Așteaptă Veceslav Banari. Pentru a da startul în aceste momente a început duelul. Vă spuneam de așezarea tactică în defensiva celor... De la Petrocub Hâncești revine după această fază și o uriașă ocazie pentru echipa gazdă. Ambros din marginea careului la colțul lung a fost la un pas să-l învingă pe Emil Tâmbur. Îl Plătică. Liber pe partea stângă Sergiu Plătică. Centrarea lui Sergiu Plătică pentru Mihail Plătică. Pe direcția lui Emil Tâmbur. Revenco. Minge înapoi la Ambros. Balon întors în spate pentru Bogaciuc. Urmează o nouă centrare. Foarte bună această centrare, mingea se duce din nou pe lângă poartă. S-ar putea ca la un moment dat să regrete elevii lui. Revenco trece de Gheorghe Androni, calcă mingea pentru Cotogoi. Centrarea acestuia, un balon reluat spectaculos de Mihail Plătică. Cât de mult a lipsit acest jucător celor de la Petrocub în duelul cu Șeriful Tiraspol. Revedem această fază. Sandu l-are în spate pe Ion Jordan. Centrarea acestuia, una bună, Ambros trimite sub transversală. Intervine Emil Tâmbur. Repriza lui Tâmbur până în acest moment. Revedem și eu această fază. S-a contraatacul. Am văluit Ioan Călin Revenco. Minge în centru pentru Constantin Sandu. Constantin Sandu pe direcția lui Emil Tâmbur. Minutul 57. Revedem această fază. Este momentul în care va schimba și Liliana Popescu. Melachio și Iosipoi pe margine, pregătiți să intre. Să vedem dacă vor reuși să fie introduși în teren. Minutul 66. Gol! Milsami, vă spuneam, ar trebui să fie atenți la incursiunile lui Sergiu Istrati, iar ocaziile se răzbună în fotbal. În cazul în care îți creezi atât de multe fa... de a se agăța atât de bine de baloane, revedem această fază. Meir a ieșit mult dintre buturi. E și gafă de portară. Ar fi putut să face mult mai multe lusitanul. El Plătică, minge boltată de acesta, respinsă de Arhiri. Din nou Plătică, Ambros, Mihail Plătică, mingea este la Ambros, gol! Petrocub Hâncești, 1-1, dar a fost și o ciocnire violentă în careul celor de la Milsami. Doi jucători se resimt, este nevoie de echipele medicale. Unul dintre ei este capitanul celor de la Milsami, Vadim Bolocan. Încerc să înțeleg cine este cel de-al doilea jucător care s-a lovit la faza de adineaui. Jucătorul celor de la Petrocub. Să vedem reluarea pentru a înțelege cine este jucătorul care s-a lovit. Mihail Plătică este, pentru că el era în acea zonă. Ar fi o mare pierdere pentru echipa gazdă, golgheterul acestei echipe, revenit în acest duel. Mihail a fost mesajul echipei medicale. S-a ciocnit viu. Gaciuc recuperează. Nu a fost fault. Iosipoi. Ambros se întoarce bine de lângă Bolocan. Ambros poate trage spre poartă. Pasă la Gulceac. Șutul lui Gulceac. Reținută de Emil Tâmbur. A plasat balonul la colțul lung. La această fază Vadim Gulceac. Lovitura de colț cel mai probabil se va încheia acest derby al etapei a 10-a. Minge centrată bine. Ultimul fluier din partea lui Veceslav Banari. 1-1 se încheie duelul dintre Petrocub Hâncești și Milsami Orhei.
Sergiu Israti a reușit să deschidă scorul în mitanul secundă pentru ca Vladimir Ambros să egaleze. Un punct câștigat din punctul meu de vedere astăzi de Emil Samit, bă, superb. De partea cealaltă, Petro Cub a suferit astăzi la finalizare. Lipsa de luciditate din lotul lui Lilian, pe dreptul celor două goluri marcate în acest duel, poziția mai bună în continuare pentru Petro Cub, 13 la 8 la șuturi, 8 la 3 pe spațiul porții. Nu, eu считаю, это боевая ничья была. Равная игра, в принципе, да, преимущество было у хозяев, территориальное, это, наверное, по количеству ударов, но результат 1-1, я считаю, это нормально. Înainte de pauză spuneam un comentariu că antrenorul are mult de muncă la pauză cu echipa Milsamiș, că ar trebui să schimbe starea de spirit a echipei din teren. Ce le-ați spus la pauză? Pentru că echipa a avut un alt joc în repriza secundă. В конце первого тайма Иван как комментатор сказал, что тренер должен взбодрить команду. Что именно вы сказали в перерыве? Потому что почувствовали себя, что что-то поменялось для команды. Поменялось. Я сказал, мы выпустили Ломбардского, чтобы он завел команду, чтобы у нас появилось движение, особенно в середине поля, чтобы зацепиться за мяч. Ну, получилось. Свежие силы ввели. Правда, не хватило нам в концовке минут за 15-20 добавить еще. У нас просто не было замен. Поэтому мы испытываем сейчас вот в данный период вот эти недостатки. Astăzi a lipsit Antoniuc, sper că în următoarea partidă nu aveți jucători lipsă, însă vreau să mă întreb cum se simte Bolohan din ceea ce cunoașteți la moment, pentru că a fost cel mai șifonat jucător din această partidă. Сегодня отсутствовал Антонюк, надеемся, он в следующей игре будет иметь возможность играть. Как себя чувствует Балахан, потому что сегодня ему досталось очень много? Ну, он боец. Я думаю, с ним все будет в порядке. А Антонюк обязательно сыграет. У него просто простуда была, температура, я думаю, это 2-3 дня и все пройдет. Тем более у нас еще молодой Дежинарь не играл, поэтому еще он вливается в состав. То есть, я думаю, подойдем к следующей игре в оптимальном варианте. Vreau să întreb în această perioadă pandemică în care este mai puțin public la stadion, dacă contează dacă joci acasă sau dacă joci în deplasare, în lipsa publicului. Имею в виду то, что пандемия наставила свое слово на присутствие болельщиков в трибунах. Каково важно для команды в данный период домашняя эта игра или на выезде, вот, с точки зрения поддержки трибун? Ну, есть какое-то, конечно, влияние домашнего поля. Это всегда было, есть и будет. Поэтому какое-то преимущество за счет болельщиков команда с хозяевкой имеет преимущество. Но она просто не забьет гол самой. Но повлиять на, подбодрить, погнать команду вперед, болельщики всегда это могут. Și ultima întrebare, pentru că ați reprofilat mai mulți jucători, de exemplu Dedov, care joacă în defensiv, de altfel un jucător cu profil ofensiv, care și la Național a jucat ofensiv. Cereți jucătorilor să joace pe toate pozițiile ca să fie polivalenți? Если говорить о многосторонности игроков, Дедов, который игрок атакующего плана, сегодня играл в защите. Вы это просите от игроков, чтобы они были многофункциональны? Нет, я думаю, он у нас палочка-выручалочка. Если надо, есть проблема сыграть крайнего защитника, только Дедов может сыграть. А если будет проблема с Буга или Тембур? Тоже Дедов? Поставим и Дедова. Что ты делать? Уже до конца так до конца. Vreau în primul rând să-mi mulțumesc băieții, pentru că s-a muncit mult astăzi și am făcut și presiune în prima repriză. Ne-am creat ocazii, din păcate nu le-am marcat și, cum se mai spune în fotbal, când marchezi tu, îți marchează ție. Am avut, cred că, mai multe ocazii precise, că vreo 4-5 clare. Asta este, dar până la urmă sunt mulțumit că nu am dat mâinile jos. Am prelungit să jucăm, am jucat mai mult prin atac pozițional. Milsami s-a bazat pe atacul rapid și, din păcate, am scăpat un atac rapid. S-a greșit linia de fund, dacă pot să mă exprim așa. Și asta este, cred că, până la urmă, este un scor echitabil dacă n-am marcat, luând în considerație că eram conduși. Dar asta este fotbalul, fotbalul constă nu numai din victorie. Sper să ne refacem și să ne pregătim de următorul meci.
Vreau să întreb despre acea fază în care a reușit Istrati să marcheze golul de 1-0. Se întâmplă adesea că într-o partidă în care o echipă domină, apărarea să aibă momente în care nu este concentrată 100%, din motiv că echipa are balon în proporții de 70-80%. Credeți că aceasta a fost motivul pentru care a fost scăpat Sergiu Istrati? Probabil trebuie să văd faza, dar din ceea ce am văzut, cred că vine în cea mai mare parte o are portarul, pentru că l-a prins în semipoziție, dar niciodată nu am făcut egaluri, pierdem din cauza unui, am luat gol, înseamnă că am greșit toți. Se mai întâmplă, pentru că am jucat practic pe partea adversarului, ambele reprize și păcat că am luat așa gol. Vreau să întreb și de Fedorov, pentru că este ultimul jucător care a venit, deja într-a doua partidă între pe banca tehnică, cum s-a adaptat la echipă, cum îl vedeți și la antrenamente, dar și în meciuri? Pas cu pas își revine, în primul rând condițiile fizice l-a s-au dorit, acum și-a mai revenit puțin, studiază principiile de joacă și eu cred că în timpul apropiat o să fie tot mai bun și mai bun. Avem nevoie de el, pentru că e un jucător în viziunea noastră talentat și practic modelul, schema de joc la noi diferă ceea ce a fost la Dinamo altul și pas cu pas, cred că în cel mai apropiat timp sper să-l vedem și jucător de bază. Pentru că urmează în doar câteva zile o altă partidă din Divizia Națională, la fel foarte importantă, duel cu o altă echipă care teoretic a anunțat lupta pentru locurile de cupe europene și care a reprezentat Republica Moldova în cupele europene. Ne așteptăm la schimbări în lotul dumneavoastră, în primul 11 pentru următorul meci? Unii jucători să fie menajați, alții să intre în primul 11? O să vedem starea fotbaliștilor, în primul rând, cum am spus, că ne așteaptă un meci greu. Meciurile noastre cu Sfântul Gheorghe întotdeauna au, ca și cum el să am, un specific deosebit. E important să ne refacem, să vedem, așteptăm decizia medicilor, cine este traumat, starea fotbaliștilor și vom vedea. Depinde de starea fotbaliștilor, dar sunt sigur că prospețimea necesară la moment nu este, pentru că astăzi s-a alergat foarte mult. Și le mulțumesc pentru această prestație. Poate nu ne-a ajuns puțin luciditate la faza de finalizare, dar să luăm după structură de joc, cred că am fost mai puternici, mai sus ca Mulțumesc. Și o ultimă întrebare, vreau să vă întreb și de jucătorii tineri, în contextul în care Petrocub a fost alimentată o anumită perioadă de Strada Galbenă sau de tineri de acolo care se antrenau. Vreau să vă întreb dacă la momentul actual sunt tineri din care cunoaște sau din discuțiile pe care s-au avut cu alte persoane, care în viitor ar putea să vină să joace la Petrocub. Eu sper în orice caz, pentru că vă dați seama că are de selecție din Chișinău și din Hâncești este diferită, dacă pot să mai exprim așa, dar mulțumesc pentru că deja avem un discipol de la Academie, care e un jucător tânăr și din perspectivă mă refer la Alexandru Vlas, da? Și treptat, pas cu pas, îl mai încadrăm în meciul care ne permite. Pe urmă, a doilea jucător este Ruslan Zar, care s-a alăturat noi de mult și sper și în continuare ca Academia să dea roade. E dificil, dar nu este imposibil și Vlas e o dovadă.